Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Niciodată nimeni nu va interzice Crăciunul în Uniunea Europeană. Este de nepermis ca pe viitor un document intern al Comisiei să conțină elemente atât de sensibile care pot crea prilejul perfect pentru a duce cetățenii europeni în eroare. O spun asumat, deși s-a explicat că este un document nefericit intern, din păcate, știrea falsă, precum că în Uniunea Europeană a fost interzis Crăciunul, încă mai bântuie. Tocmai de aceea cred că este esențial să fim prudenți și să facem tot ceea ce ne este posibil și necesar pentru a opri pe viitor distribuirea acestor informații false. Ele aduc prejudicii grave democrației. Crăciunul este o sărbătoare a bucuriei și nu exclude pe nimeni dintre cei care nu o sărbătoresc alături de noi. Vă mulțumesc!